Salut, eu sunt Tavi, iar aceasta este cea de-a doua parte a episodului dedicat Work From Home din seria No Hack Powered by Bitdefender și Startup.ro. În prima parte am vorbit despre riscurile pe care le implică munca de acasă. Se estimează că după pandemie, numeroase organizații vor accepta Work From Home ca o soluție pentru cei care vor să evite deplasarea la muncă. Cu toate acestea, nu toate organizațiile au protocoale foarte clare despre cum se lucrează de acasă, ce programe poți folosi, la ce rețele te poți conecta sau dacă ești obligat să folosești un VPN. Continuăm cu partea a doua a discuției cu Bogdan Bob Botezatu, specialist Bitdefender, ca să aflăm cum putem să ne protejăm mai bine. Nu toate firmele și nu toți angajații au dispozitive oferite de companie sau securizate de companie. Le folosesc ca un dispozitiv personal, pe care au de toate. De la poze personale, la mediul de muncă, facturi, documente sensibile ale companiei, poate firme descărcate de pe internet și alte programe neactualizate. La ce riscuri se supun dacă folosesc dispozitivul personal și unde trebuie să se uite cu atenție, tocmai pentru că acum e un moment mai riscant și în același timp vizibilitatea acestor dispozitive, cum spuneai și tu, este mai mică pentru un administrator de rețea. Riscurile cresc considerabil atunci când lucrăm de pe un dispozitiv personal, pentru că aceste dispozitive sunt ușor nereglementate, aș spune. Nu ne întreabă nimeni dacă avem o soluție de antivirus pe acestea ca primă linie de apărare împotriva amenințărilor informatice. Nu ne întreabă nimeni dacă avem, de exemplu, o locație în care să ne stocăm informațiile în mod criptat, nu disponibile oricui are acces la respectivul calculator. Nu ne întreabă nimeni dacă ne-am făcut actualizări la sistemele de operare și la aplicațiile conexe. Și toate lucrurile acestea sunt în acest moment exploatate de atacatori informatici pentru a compromite calculatoare. Deci, unul la mână că riscăm să avem calculatorul nostru afectat de o amenințare informatică, dar doi la mână riscăm să expunem datele companiei atunci când nu suntem foarte atenți. O primă barieră de apărare ar fi soluția de securitate instalată local, chiar și soluțiile de securitate proiectate pentru consumatorii casnici oferă un grad de protecție destul de avansat, poate chiar la fel de bun ca o soluție de securitate pentru mediile business. Și asta ar trebui să fie prima noastră grijă. O a doua grijă ar fi felul în care noi ne setăm parolele, de exemplu, pentru că, mai ales în momentele de față, parolele sunt ultima noastră grijă și probabil că nu le schimbăm la fel de regulat ca atunci când eram la birou. Cred că aceasta era o practică obișnuită înainte, dar probabil mă înșel, sunt însă optimist. Așa că ar trebui să avem foarte, foarte mare grijă cu felul în care gestionăm parolele pentru conturile personale versus parolele pentru accesul de la distanță în infrastructura companiei. Nu le folosim pe aceleași pentru că dacă noi am fost compromiși în trecut pe dispozitivele noastre, cu siguranță atacatorii au și parolele de la serviciu, se pot conecta în infrastructura companiei, pot infecta 1-2 calculatoare de acolo și apoi pot propaga respectiva infecție în întreaga companie. Și singurul lucru pe care nu vrem să-l facem în momentul de față este să infectăm rețeaua companiei când nu e nimeni din echipa de IT la datorie. Spune-mi, pentru că practic acest trend voluntar de muncă de acasă, cel puțin la noi în țară, a început de o lună și jumătate, mai mult sau mai puțin, pentru diferite companii. Ce ați observat voi la Bitdefender în această perioadă la nivel de acțiuni ale infractorilor cibernetici? Ce tip de acțiuni fac aceștia dacă încearcă să profite pe scară largă de acest lucru, dacă se observă trenduri speciale, să spunem, pentru această perioadă, față de o altă perioadă obișnuită? Hackerii sunt primii care citesc știrile.
Deci, dacă există oameni informați în lume, probabil printre cei mai informați sunt atacatorii, pentru că ei capitalizează foarte repede pe haosul creat de știri. În momentul în care epidemia a fost declarată o chestie oficială recunoscută la nivel internațional, hackerii au început, de exemplu, să capitalizeze foarte mult pe frica oamenilor de rând. Au început să infecteze, de exemplu, site-uri care vindeau măști de protecție și mănuși, echipamente cu care oamenii ar fi trebuit să se echipeze când ies afară. Au început să impersoneze aplicații la care utilizatorii, de care utilizatorii ar fi avut nevoie, cum ar fi clienți de mesagerie instant, clienți de videoconferință, de exemplu, aplicația celor de la Organizația Mondială a Sănătății, care ar fi trebuit să fie un loc de informare oficial despre coronavirus, la fel. Hackerii au sărit foarte, foarte repede pe trendul acesta cu coronavirus și au început să împingă malware mult mai bine țintit pentru victime. Și pe de cealaltă parte, și victimele au fost oarecum luate cu asalt, aveau alte griji, voiau să vadă când sunt deschise magazinele, ce fel de declarații trebuie să completeze când sunt acasă. Nu mai aveau timp să fie foarte, foarte atenți la componenta de securitate informatică. Așa că hackerii și-au întețit un pic atacurile și în România, cel puțin, am observat o creștere de aproape 500% pe activitatea malware față de lunile precedente, când România nu era sub coronavirus. O altă tactică interesantă e faptul că hackerii știu că noi suntem acasă în acest moment și ne țintesc routerele pe care le avem noi pentru a le compromite și a prelua controlul întregii rețele. Zilele trecute am documentat o campanie împreună cu colegii mei despre o grupare informatică care ataca rutere făcute de Linksys, care erau expuse cu panoul de administrare la internet. Foloseau niște tehnici destul de sofisticate să treacă de autentificarea în router, să schimbe cele două servere de DNS, un fel de carte de telefon al internetului, în așa fel încât să modifice solicitările noastre legitime către, de exemplu, rețeaua mea socială.ro, către o pagină pe care o controlează hackerul și care arată la fel ca pagina rețelei sociale, dar atunci când încercăm să ne autentificăm acolo, de fapt dăm datele hackerilor. Deci și nivelul de implicare în atacuri informatice și nivelul de sofisticare au crescut considerabil în ultimele zile. În prima parte a episodului v-am provocat să ne spuneți ce tip de atac informatic am descris în rubrica Cyber Trivia. Acum vă oferim și răspunsul. Atacul ce folosește vulnerabilități ale programelor instalate se numește exploit. Și poate tu nu ai nevoie să știi numele, dar trebuie să știi că există. De ce? Hackerii se folosesc de sisteme de operare învechite, de programe neactualizate, ca să descopere breșe lăsate involuntar de programatorii care au creat acel software. Ca atunci când vorbim de o spargere a unui magazin, dacă ai o ială veche, riști să-ți vină hoții. Hackerii accesează printr-un exploit sistemele de operare și au acces la datele tale. De cele mai multe ori, atacurile sunt silențioase și strâng date sau îți fură datele bancare. Cu atât mai riscant este pentru angajații companiilor care au acces la informații financiare sau secrete comerciale de stat. Abia când aceste vulnerabilități sunt descoperite de către creatorii programului, atunci ei lansează un patch sau un petic. Dar până atunci este responsabilitatea voastră să vă țineți programele mereu actualizate pentru a fi în siguranță. Eu am fost Avi, acesta a fost primul episod din seria No Hack Powered by Bitdefender și Startup.ro, serie prin care încercăm să te învățăm cum să-ți protejezi datele, cum să nu devii o țintă a hackerilor.